Bună ziua tuturor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine v-am regăsit oamenii mei dragi. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Taur, ascendentă Zodia Taur, pentru 5-11 februarie. Înainte de toate, vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc, fiind o etalare generală. Și vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea și pentru toate mesajele. Vă iubesc! Haideți să vedem. Pentru Zodia Taur, ascendent în Zodia Taur, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, cum va fi această săptămână care urmează, ce se va întâmpla în viața Zodiei Taur. Haideți să vedem, pachetul este pregătit pentru Zodia Taur. Împăratul, veți fi foarte concreți în ce privește casa dumneavoastră. Văd foarte multă organizare din partea dumneavoastră în ce privește casa sau stabilitatea, siguranța financiară. Văd un bărbat în zodie de berbec sau capricorn, un bărbat care îi place să conducă, să preia inițiativa, să controleze lucrurile. Văd că veți fi chiar și o persoană foarte, poate această persoană sau chiar dumneavoastră veți fi această persoană cu picioare pe pământ, foarte concret și dacă veți folosi logica și veți planifica pașii dumneavoastră, veți reuși să aveți succes. Da? Patru de monede, deci vedeți, foarte mult contează stabilitatea pentru dumneavoastră și partea financiară și în relația dumneavoastră, acest bărbat care poate fi un pic mai dur, mai egoist, atenție, vă poate duce la rigiditate. Cu patru de monede vorbește și de rigiditate. Vă poate duce să vă închideți, pentru că automat, nu? Noi femeile, dacă suntem mai sensibile, vă poate duce la o rigiditate din cauza unei discuții. Și dacă sunteți bărbați, văd că sunteți foarte rigizi, poate sunteți mai geloși. Veți controla mai mult banii, situațiile. Că sunteți femei, că sunteți bărbat, văd că veți dori să controlați mai mult, veți prefera să vă controlați emoțiile, da? Și sentimentele. Nu veți mai arăta ceea ce veți simți sau ceea ce doriți. Veți fi mai rigizi, mai reci, mai distanți acolo. Poate unii dintre voi chiar veți investi bani. Veți pune bani deoparte. Vi se cere totuși să vă deschideți inima, să nu vă mai controlați, pentru că duce la o... Rigiditatea aceasta face rău la sănătate, la corpul nostru. Dacă noi suntem rigizi, automat și corpul devine rigid și în timp aveți probleme cu dureri aici și acolo și etc. Știu, vorbesc din propria experiență. Și aici văd fantele de bețe, un tânăr sau o tânără în zodie de berbec, leu, săgetător, foarte entuziasm, optimistă, vă va colora viața, să spunem așa, văd că vă aduce energie, este creativ această persoană. Cred, sau poate dumneavoastră veți dori să vă urmați visurile, să alargați, să vedeți orizonturile, cum să spun eu, să vedeți dincolo de aparențe, să vă eliberați creativitatea. Aici un bărbat în semn de foc, berbec, leu, săgetător, văd că dorește să acționeze, este foarte pasional și va avea foarte multă încredere în propria persoană. Sau poate dumneavoastră veți fi această persoană care veți acționa în ce priveți visele dumneavoastră, veți face un pas pentru dorința dumneavoastră. Veți fi foarte optimiști, mai multă energie, Zodia Taur, și veți acționa cu mai multă încredere în voi, cu mai multă pasiune și văd aici o sfidă care veți putea duce la succes. Veți reuși să o gestionați cu succes, veți face chiar și un drum acolo unde vă face plăcere pentru a rezolva o problemă sau o situație în ce vă privește și văd aici că veți avea foarte multă încredere în propria persoană. Și în ce privește o relație, văd foarte multă pasiune, da, din partea unui bărbat în semn de foc, pe leu, săgetător. Vedeți? Veți acționa.
veți acționa, veți planifica primii pași pentru o perspectivă, pentru de lungă durată, să spunem așa, pentru stabilitate. Dar totuși să aveți răbdare, că vor veni surprize frumoase pentru voi, să știți, și veți avea parte de satisfacție ce privește munca. Un bărbat în semn de apăr, al scorpion sau pești, sau poate chiar dumneavoastră, sau soțul, iubitul, un bărbat matur, un bărbat respectabil, devotat și matur, emotiv, să spunem. Este un bărbat romantic în care puteți avea încredere, un bărbat onest cu care veți putea comunica, este o persoană sinceră, care vă poate da sfaturile necesare, unde aveți nevoie, și văd că vă ocupați de o activitate creativă, o activitate culturală. Și justiția, ce frumos! Justiția, aici vorbește că dacă ați fost nedreptățiți, se va face justiție în viața dumneavoastră. Sau dacă veți începe acel proiect, la acel drum, veți avea parte de reușită. În ce privesc documentele, în ce privesc probleme legale, trebuie să luați o decizie și zice că trebuie să luați o decizie înțeleaptă. Să vedeți cu atenție anumite detalii, dar să știți că veți câștiga. Trebuie să luați o decizie corectă și obiectivă. Aici îmi vorbește de adevăr, de onestitate, și se va face echilibru în viața dumneavoastră. Va veni armonia în viața dumneavoastră. Veți reuși în proiectele dumneavoastră de stabilitate, văd reușită, să știți. Deci împăratul cu justiția îmi spune că veți avea câștig de cauză în munca dumneavoastră, în casa dumneavoastră. Vi se va face justiție în ce privește acest bărbat. Da, deci sabia aici e să facă justiție, să știți. Și poate veți intra în contact cu zodia Balanță. Haideți să facem o clarificare. Aici îmi spune că văd că vă veți folosi inteligența. Cred că veți face un curs nou sau veți începe, vă veți organiza în ce privește studiile. Sau văd că veți fi recunoscuți și pentru inteligența dumneavoastră, pentru stabilitatea dumneavoastră. Văd că creșteți un nivel mai înalt. Veți primi premii din partea unui bărbat. Haideți să facem o clarificare pentru zodia Taur. Ascendent în zodia Taur. Aici, ceea ce vă spuneam, să spuneți ceea ce simțiți, să vă deschideți, pentru că ați ținut totul în dumneavoastră. Și nu ați vrut să comunicați. V-ați închis din partea acestui personaj pentru că poate fi un șef, poate fi un bărbat care comandă și ați ținut în dumneavoastră ceea ce dorea să spuneți sau emoțiile noastre. Aici spune că să vă pregătiți să comunicați. Aveți nevoie să vă exprimați mai mult, să spuneți mai mult ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, ceea ce doriți. Să fiți auziți, să fiți mai deschiși. Aveți nevoie să vă exprimați. Și văd că vă veți elibera. Poate până la urmă vă veți deschide și veți spune ceea ce gândiți pe bune și vă veți elibera. Văd mai multă energie, mai multă libertate. Văd și foarte multă pasiune între dumneavoastră și o altă persoană. Văd că veți fi mai deschisă, mai fascinantă, veți atrage foarte mult privirile. Veți fi mai determinați în proiectele dumneavoastră, în obiectivele dumneavoastră. Poate veți dori să vă îndrăgostiți din nou. De ce nu? Să vă luați bolul aici. Că văd că aveți mai multă creativitate, mai mult optimism și văd foarte multă pasiune din partea dumneavoastră. Haideți să vedem. Văd că veți merge la un drum și la acest drum veți asculta foarte multă muzică. Sau veți dori să ascultați mai mult.
veți comunica la acest drum. Și zice că muzica vă va ajuta să vă vindecați. Poate veți asculta muzică în mașină sau văd că veți fi mai sigur de voi și vă va apasiona mai mult dacă vă veți asculta, dacă veți asculta muzică, vă va da mai multă energie, vă va ajuta să vă vindecați. Și veți avea mai multă încredere în voi, să știți, dacă dumneavoastră, cred că pentru unii dintre voi, muzica vă face bine. Vă ajută să vă relaxați. Aici veți, văd că veți primi bani, veți face bani, vă veți focusa pe carieră în ce privește partea financiară și văd că veți amenaja, veți avea foarte mulți bani prin mână și vă veți ocupa de bani. Veți avea satisfacție în ce privește munca dumneavoastră, văd că veți primi bani, să știți. Și aici acest bărbat îmi spune că veți avea parte de o energie norocoasă din partea acestui bărbat și ceea ce e mai bun va veni, vine în viața dumneavoastră, să perseverați, să aveți putere, să nu vă lăsați în activitățile dumneavoastră. Sau din partea unui bărbat văd foarte multă prosperitate și abundență, o energie cu noroc și are interese stabile acest bărbat în ce vă privește. Se gândește la dumneavoastră pe termen lung și cu stabilitate. Deci puteți avea încredere în acest bărbat, să știți, pentru că vă poartă noroc acest bărbat și vă poartă cu stabilitate, cu ceva serios. Poate vrea chiar și să se căsătorească cu dumneavoastră, justiție aici, să facă un contract. Deci veți reuși să treceți peste probleme, veți reuși să rezolvați problemele, ați găsit soluția la problemele dumneavoastră. Foarte bine. Haideți să vedem în ce privesc relațiile de iubire pentru Zodia Taur, ascendente Zodia Taur. În ce privesc relațiile de iubire, cum va fi următoarea săptămână pentru Zodia? Ok. Da, aici văd că o discuție intensă a fost între dumneavoastră și o persoană, cum spuneam, și acest lucru a dus la rigiditate. A fost o discuție mai aprinsă, care aici s-a rupt ceva anume. Da? S-a rupt ceva anume, ceva intens, să spunem așa. Acest bărbat este mai impulsiv, mai nerăbdător, este un pic mai... cum să zic, dorește să comande el și să se facă cum vrea el. Și vă simțiți pierduți într-un labirint. Nu găsiți cale de ieșire. Încercați să căutați o cale de ieșire sau să găsiți soluții. Pentru că lucrurile se repetă și nu reușiți să ieșiți din acest labirint sau la suprafață și v-ați obosit, v-ați săturat. Vă simțiți pierdut, dar spune că întotdeauna există o cale de a ieși din acest labirint, să știți. Deci să nu vă pierdeți speranța că va fi tot timpul o cale. Văd că aveți anumite proiecte și e important pentru dumneavoastră. În ce privește dumneavoastră și această persoană, văd că aveți o conexiune armonioasă, sunteți sincronizați, vorbiți și prin telepatie și fără să vorbiți, vă înțelegeți din priviri. Văd că creați momente de telepatie între dumneavoastră și această persoană. Aveți momente când sunteți pe aceeași frecvență de undă, gândiți același lucru, sunteți armonizați. Sunteți sincronizați armonioși, armonios și creați momente unice între voi doi. Nu e nevoie să mai folosiți cuvintele. Și văd că vi se spune să priviți acele emoții profunde care le aveți, pentru că e nevoie să le vindecați, să le priviți profund, că aveți emoții profunde.
Aveți nevoie de mai multă apă, să beți mai multă apă, să faceți băi cu apă, să vă relaxați, să vă... Și cred că în această săptămână va fi foarte important pentru dumneavoastră să aveți mai multă grijă de corpul dumneavoastră fizic. Dacă aveți nevoie de mai multă tandrețe, de mai multă iubire, de mai multă atingere, eu vă recomand să faceți mai multe băi cu apă. Să vă regăsiți pe dumneavoastră și propria persoană, să priviți profund ceea ce simțiți, ceea ce doriți. Dar oricum se va duce, va ajunge un echilibru în viața dumneavoastră în această săptămână. Vi se va face dreptate, să știți. Văd că îmi spune că veți avea obstacole și persoanele, relațiile de iubire întotdeauna sunt obstacole și să încercați să găsiți o modalitate de a depăși aceste obstacole împreună, pentru că mai sunt sentimente la mijloc, mai sunt emoții la mijloc, mai există iubire între voi doi, da? Și iubirea este în aer. Între voi doi există iubire. Și iubirea va fi în aer. Veți face pace și veți trece peste aceste obstacole împreună, să știți. Iubirea vă va atinge inima din nou. Și veți simți din nou iubire. Haideți să vedem mesaje din partea Arcangelului Gabriele pentru Zodia Taur, ascendentul Zodia Taur. Permite-ți însuți să primești, să deschizi brațele, să primești răspunsurile la rugăciunile și binecuvântările lui Dumnezeu care ți le trimite. V-am spus, oamenii mei dragi, că se va face echilibru și armonie în viața dumneavoastră, justiția divină. Permite-ți-vă vouă să primiți din partea lui Dumnezeu, pentru că v-a auzit rugăciunile și Dumnezeu vă trimite binecuvântările. Deschideți brațele să primiți. Și mergeți înainte, mergeți mai departe, transformă acele dezamăgiri în energie pozitivă pentru a alimenta proiectul tău creativ cu emoții autentice. Deci mergeți mai departe, nu vă lăsați, veți primi recunoștință, veți obține rezultate. Veți obține rezultate și că vei vedea că tu și rezultatele care ai obținut vei primi apreciarea și considerarea, justiția. Deci veți primi recunoștință, veți avea parte de rezultate pozitive, veți fi prețuiți, veți fi luați în considerare, veți fi importanți. Mergeți mai departe și permiteți-vă să primiți din partea divinității, că Dumnezeu vă trimite. Doamne ajută tuturor, vă doresc o săptămână minunată, vă iubesc, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să apăsați acel clopoțel și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Și dacă doriți să-mi dați un like, care înseamnă foarte mult pentru mine. Sănătate multă, la revedere, Doamne ajută, numai bine!